Candidatul Alianței s-a întâlnit cu alegătorii din zonele Casa Tineretului, Zona Diana, Colegiul Spiru Haret, Cartierul 8 Mai, Aicuza și Liceul Teologic, iar duminică s-a întâlnit cu alegătorii din zona de centru a orașului. Crearea de noi locuri de muncă sau construirea de locuințe sunt doar câteva dintre problemele identificate de Nicolae Davițoiu în urma discuțiilor purtate cu oamenii pentru care va depune tot efortul în cazul în care va ajunge în Parlament.